Sanitar. Sincer, centrul de afaceri și instituțional Pavlesa va fi creat în Uniunea Arhitecților de România, filiala Pavlesa, ultimul arhitecților de România, filiala Pavlesa și instituția prefectului de Tupacu. Prin încălzitarea tuturor programelor de servicii și produse, destinate angajărilor intelectuale, intelectuale și mobilier. Alături de noi au venit expozanți cu noutăți în domeniile, arhitectură și proiectare în construcții, consultanță pentru construcții, amenajare decorate de interior, exterior, ferestre, sisteme de plate și eminee, uși și anexe, patosele, reglez, pasare de magistrate, obsede tehnice de acoperire decorative, obiecte sanitare, accesorii, mobilier, piscine, faune, jacuzzi, spa. Acestea fiind spuse, le dau cuvântul domnului director general Cornelius Pricopel pentru a vă adresa câteva cuvinte. Bine ați venit la conferința de mobilier din Jalani. Iată așadar, care vă prezintă după consoluții în patatiere, câteva consoluții tehnologice și realizate de noi pentru această dumneavoastră, sau pentru băiul dumneavoastră, sau pentru pregătirea industrială pe care o aveți la afacerea pe care o conduceți. Cu siguranță și întâlnirea de mine, la care vom avea întâlnirea și să ascultăm atât arhitecți, cum este Renzo Mărină, care vă prezenta după mai bine din Jalani, sau poate mai bine despre istoria locului, despre istoria noastră,
despre istoria celor care vor veni după mine, sunt elemente pe care articula unele povestește și care dă un sens de existenței noastre. Deci, astăzi suntem la deschiderea unui eveniment care își propune să aducă în prezența noastră tot ceea ce are arhitectura mai bună la ora de față, tot ceea ce are inovator partea de design și mai ales partea de ambiente. Am o curiozitate. Ce face o casă din secolul 21 să fie o casă din secolul 21? Este o întrebare pe care sper că mâine, la conferința care va urma zilele de astăzi, va primi un răspuns nu doar sub efectul studiului mai bine, ci și în întreaga comunitate a celor interesați de îmbunătățirea calității vieții și de înfrumusețarea spațiilor în care noi trăim și activăm. Cu această ocazie, felicit această inițiativă a Centrului de Afaceri din Bucur. Îi doresc să facă din acest eveniment o tradiție frumoasă, care să constituie punctele pe viitor în mediul arhitecturii din România și poate chiar și din Europa. Și mai mult decât atât, felicit foarte mult în această echipă inimoasă, dacă reușim să aducă specialiști de marcă în domeniu și sper că vă veți simți foarte bine în Bacău și că vizita dumneavoastră va fi îndurmată și de ceva rezultate pe oameni buniari, astfel încât să fim fericiți cu toții la sfârșitul acestui eveniment. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc mult succes! Mulțumim, domnule Zisupreme. În continuare, înainte de domnul viceprimar Constantin Scrivă, să vă adreseze câteva cuvinte. Bună ziua tuturor! În primul rând, vreau să vă spun că să se întâmple și de mama în principiul acolo, să vă transmit mesajul dumneavoastră și să vă asigur că estima și considerația domniei sale. Vreau în același timp să spun bun venit în situația în alte localități. Astăzi, în acest sal, am avut întâlnire de o bătrâni, analitezi, proiectat și construs. Este o întâlnire doresc că în această perioadă, cât mai mulți vizitatori să vină la acest salon, iar dumneavoastră să cerească parteneria. Din urmărare, sfârșitul de cadrul salonului, deci așa e posibil, ca și părerea în cel mai mare să fie persona que es, no hay nada, 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 no hay nada.
Sfântului Vei, în memoria a Cateneiei și a Domnului Iisus a Cateneiei, și care a spărat nivelul foarte bun al ușurii vieții. În plus, avea și urechea de Dumnezeu, păcăvare. Așa care au fost să primiți asta mai trecut, asta și prin oameni. Cei tine, ca dorul în Dumnezeu, când Dumnezeu trebuie să se sătărătă, o parte cei mai mulți de urechea de Dumnezeu, Gracias.
ziua, mă numesc Damian Pal, reprezint compania Xilopal SRL. Suntem din Ghimeș, Făget, la granița între Bacău și Harghita și, după cum se vede, construim case din bușteni. Casele noastre au un coeficient termic destul de ridicat, așa încât sunt ideale și pentru locuit și pentru case de vacanță. Momentan avem trei tipuri de case cu diametre diferite de 18, 22 și 20 de centimetri grosime. Construim în străinătate, avem contracte în momentul de față în Austria, Spania și Turcia și de-aia suntem deschiși și pentru piața din România să ne dezvoltăm cât mai mult. Mulțumim! Acasă. Împlinim 15 ani de practică.
reprezint firma Tangi Ceramic, care desface pe piața românească brandul Agrobuchtal din Germania. E vorba despre o ceramică mai specială decât restul ceramicilor, pentru că este tratată cu dioxid de titan. Îi conferă 4 proprietăți. Proprietatea fotocatalitică, asta înseamnă că doar aerul și apa o curăță fără intervenție din exterior. Apoi este antibacteriană, antivirală și antimicrobiană. E o ceramică care se pretează foarte bine pentru anvelopările de clădiri, genul de fațade ventilate din ceramică, pentru zona de băi, piscine, bazine, având proprietățile enumerate mai sus. O ceramică care cred că ar trebui să pătrundă pe piața românească, pentru că eu cred că suntem destul de, n-aș putea să spun cuvântul, pentru ca să ne permitem lucruri ieftine. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Mă numesc Radu, sunt din Bacău, din Măgura. Și ce să vă spun, încercăm să aducem ceva diferit, da. Tradițional. Încercăm să cu ce produse reciclăm și să nu mai suntem plini de plastic, suntem plini de tot felul de chestii. Și, după cum se vede, un lemn vechi, un fier, ceva altceva. Știu eu... Ați făcut lucruri deosebite din... Sunt făcute toate de mână, sunt handmade. Da. Și na, imagine vorbesc la sine. Foarte interesante și frumoase. Acum, na, în fiecare an încercăm să aducem sau mereu să facem ceva unicat. Vă așteptăm la Măgura, știu eu. Ne găsiți. Felicitări. O zi bună. Mulțumim.
nu e. Câteva cuvinte despre prezentarea unui lift la Expo Ambient. Suntem aici cu câteva produse din portofoliul nostru. Unilift distribuie în România peste 45.000 de articole în diferite arii a industriei și nu numai a industriei, inclusiv pentru mediul urban, rural și chiar arhitectural. Aici suntem cu câteva echipamente destinate curățeniei, soluții speciale de curățenie, inovatoare chiar, în sensul că în piața din România sunt distribuite doar de Unilift. Ce vă putem spune? Putem să vă prezentăm măturile Haga, așa cum am făcut o scurtă demonstrație. Sunt măturile care sunt ecologice, sunt acționate mecanic și electric, pot absorbi mizeria atât din interior cât și din exterior. De asemenea, avem aspiratoarele industriale și profesionale de la firma Starmix, care a fost inventatorul aspiratorului încă din 1921 în Germania, iar astăzi este distribuit în România exclusiv de firma Unilift. Un alt produs de mare importanță în curățenia industrială și nu numai industrială sunt echipamentele de curățenie cu presiune de apă, fabricate de firma Wärtsen din Germania, care este un lider în curățitoare cu presiune și ultrapresiune. Ce avem un lucru de curățenie a clădirilor arhitectura veche care putem să o menținem prin a o proteja, a o curăța și a o putea trata încât să poată să rămână în continuare peste generații. Cu aceste echipamente produse de firma Ibix din Italia putem să curățăm piatră, sticlă, lemn și diferite suprafețe care sunt murdare sau îmbătrânite. Un alt produs foarte bun și util în spațiile comerciale și nu numai comerciale, instituțiile publice sau cartierele rezidențiale sunt covoarele, preșurile produse de firma Almelos din Olanda, care produc preșuri din 1879. Pentru accesul în clădiri se poate să facă curățenie. Trebuie să știm un lucru foarte important, că o barieră a mizeriei în accesul la o locuință sau la un bloc sau la o instituție publică face o economie la substanțele chimice de curățenie, sunt ecologice și în același timp ușurează munca personalului operativ. Aceste preșuri au un specific al lor, deoarece nu sunt niște materiale care mențin praful, ci efectiv îl înlătură. Pot fi folosite de la suprafețe de zeci de centimetri până la sute de metri. Un produs foarte util și simplu de folosit e monodiscul de la Motor Scrubber. De asemenea, e produs de o firmă englezească. Firma Unilift este singur distribuitor în România. E foarte ușor de folosit, se folosește pe suprafețe. În locuri greu accesibile și în funcție de suprafața de curățenie se alege și materialul lor. Așa cum avem și în video de demo acolo, poate fi folosit în băi, poate fi folosit de spălat pereții, suprafețele, pardoselele sau poate tavanele, scările unde nu putem ajunge cu alte echipamente, poate fi curățat inclusiv sticla sau oglinzile.
mașinile, avioanele pot fi curățate cu ele și diferite suprafețe unde nu putem ajunge cu mâna. Foarte interesant. Aici sunt doar câteva din produsele pe care le-am prezentat. Mulțumim frumos, mulțumesc. Și producem fronturi pentru mobilier, din MDF foliat sau vopsit. Avem o gamă foarte variată, putem să oferim pentru bucătărie sau pentru mobilier de cameră. Tot atunci, pentru livinguri putem să oferim gama noastră de cristal, care este sticlă acrilică și arată un design extraordinar pentru cei care doresc să aibă un mobilier modern. Mulțumim frumos! Prezentăm în cadrul expoziției Expo Ambient de la Bacău un termoșemineu funcțional pe o auto-utilitară și o sobă cu peleți cu aer cald. Noi participăm an de an în acest oraș la expoziție. Suntem de 17 ani pe piață, montăm șeminee, termoșeminee, sobe cu peleți, coșuri de fum, facem parte din Asociația Coșarilor. Facem curățiri de coșuri profesionale, pentru că știți că în ziua de azi foarte mulți nu curăță coșul și, conform statisticii, 60% dintre incendii apar de la coșurile de fum. De unde sunteți? Suntem din Bacău, avem un showroom în Bacău. Montăm, comercializăm în toată regiunea județului Bacău, dar și în regiunea Moldovei. Bine, mulțumim frumos! Plăcere! Acum. Deci avem aici un aparat cu care putem da spumă poliuretanică pentru izolații termice, termoizolații, și în același timp putem da și pentru hidroizolații poliurea, un nou produs foarte elastic și foarte rezistent în timp, garantat aproape 30 de ani în funcție de zonele din țară în care se aplică. Acest aparat cuprinde aparatul propriu-zis, cele două substanțe care sunt toate se amestecă cele două substanțe din pistol la 120 de bar. Se întinde o periculă care se întărește în aproximativ 5-6 secunde. Deci este foarte rapidă și foarte rezistentă în timp. Înlocuiește foarte bine sistemul clasic de covor asfaltic care se pune pe terase. Se pot face și terase circulabile, și terase decirculabile, piscine, poduri,
lucrăm și la aeroporturi și la rezervoare de combustibil, rezervoare de vin. Este aplicabil în domeniul foarte larg. Mulțumim frumos! Astăzi a început a patra ediție a Expo Ambient Design la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău. Vă așteptăm să vizitați peste 20 și ceva de companii care prezintă diverse soluții tehnologice pentru casa dumneavoastră, pentru biroul dumneavoastră sau pentru clădirea industrială pe care o administrați ca și manager de companie. Avem prilejul să vă oferim și soluții ecologice, soluții de protecție pentru sănătate, ca și materiale de construcții, de asemenea și soluții pentru designul locuinței dumneavoastră sau designul biroului dumneavoastră. Cu siguranță, ziua a doua de sâmbătă, începând cu ora 13, va fi și interesantă, deoarece avem o conferință pentru profesioniști în domeniu, pentru arhitecți, proiectanți, ingineri, constructori, dar și pentru publicul larg, în care companii private vor prezenta produse și servicii foarte interesante din punct de vedere tehnologic. Și nu în ultimul rând, beneficiem și de prezența profesorului universitar arhitect Virgil Polisu de la București, care de asemenea va susține o prelegere. Ne dorim să aducem un plus de calitate și o nouă viziune privind construcția de case și de spații industriale și pentru afaceri, astfel încât să contribuim și prin această expoziție cu soluții și alternative noi existente pe